tale, prieten, și bun venit pe canalul meu. Numele meu este Mario și astăzi este duminică 5 aprilie, o zi normală, bine, destul de, să zicem așa, încuiată. Da. Ideea este că au trecut câteva zile, au trecut câteva săptămâni, nu multe, cred că două săptămâni de când tot stau pe acasă. Bine, am mai ieșit să fac cumpărături pe aici, prin apropiere de casa mea, să zicem maxim 500 de metri distanță de casa mea. În rest, mare lucru, totul e pustiu, mașinile s-au prăfuit toate. Bine, n-are sens să le spălăm acum, că sunt vreo 3 mașini prăfuite prin curtea pe la mine. Inclusiv mașina mea e foarte murdară, să zicesc, parcă zici că vei, sunt în Sahara, stau cu ea. Bine, pe exterior, pe interior toate sunt curate. Bine, în afară de mașini, hai să trecem peste mașini, toate activitățile sunt suspendate. Bă, ce mă deranjează pe mine, că deranja, nu neapărat că deranja, dar ca chestie. Statul nu te ajută cu nimica, dacă ai vreo activitate, cum exemplu, cum am eu cu, cum se numește, vânzări în târguri și în piețe cu amănântul, care e o societate, până la urmă. Ce mai este? Multe, multe patiserii, tot felul de business-uri deschise, chiar și recent, finish. Adică s-a terminat cu totul. Și e chiar rebelea. Adică nu știu ce o să se întâmple pe viitor. Lucrurile astea oricum o să mai țină, cel puțin o lună jumate, două luni. O să mai fim izolați. Dacă durează mai mult de atât, nu știu. Mulți dintre voi care nu au fonduri, nu au bani să se mai întrețină, adică probabil nu mai lucrează sau nu știu. Nu știu cum să iau. Sau ceilalți care ați venit din afară. Bănuiesc că e cruntă treaba, trebuie să ne așteptăm la ce mai rău. Bine, ideea e că trebuie să fim puțin pozitivi. Vedeți, și frizeriile s-au închis. Cred că, până la urmă, mă duc să-mi iau o mașină de tun și mă tund acasă, că nici nu știu. Adică stau să mă uit așa, stânga-dreapta, pe totul monoton. Doar dacă mai prins ceva de mai făcut, mai cum e în cazul meu, că stau la casă, să zicem că nu știu, am mai multe avantaje, pot să mai ies prin curte. Dar să știți că nu e așa de interesantă această situație. Toată lumea ne-am baricadat în casă, mulți dintre noi stăm în casă, chiar când am fost ieri la Kaufland să-mi cumpăr niște alimente. Bine, nu fac exces cu alimente, îmi cumpăr doar pe o zi, două, trei, maxim. Deci fac niște meniuri și mănânc. Nu e atâta, mă refer că lumea a început să iese din ce în ce mai puțin. Vezi din ce în ce mai puține mașini pe stradă, foarte multe mașini de poliție, jandarmi, armată, na. Bine, acolo nu prea am văzut armata, am văzut doar jandarmi. Cazurile au început deja să crească destul de mult. Am stat așa o medie, undeva au fost și zile când s-au adunat 400 de persoane infectate cu COVID-19. Sincer, cam mă uit în fiecare seară și deja am ajuns aproape la 3800 și ceva, aproape 4000. În seara asta sunt sigur că se fac 4000 sau pe aproape. Și e cruntă, nu știu, mulți dintre ei au spus că după Paște o să-și mai revină situația, deci e puțin nașpa din punctul meu de vedere. Sincer, nu știu ce să mai fac, bineînțeles, îmi continuă activitățile cu filmările, cu asta și, dar devine în ce motonon, adică motonon, nici știu să-l pronunț. Devine în ce în ce mai foarte plictisitor să stai în casă. Nu știu, te simți așa, parcă, bă, te bagă statul în casă și nu mai poți să mergi, dar, până la urmă, da. Virusul ăsta, nu știu cât timp o să țină noi, o să țină mult, granițele sunt închise, deci nici în afară m-am interesat. Uite, exemplu, în Anglia sunt mulți care nu mai lucrează, mulți au plecat pentru că nu mai este de muncă, depinde în fiecare domeniu care lucrează, dacă e ca șofer pe tir sau pe anumite chestii, cu siguranță lucrează cel mai mult în perioada asta, pentru că este nevoie. Dar persoanele ca noi, ca mine, nu știu, care a lucrat cu mașini, inclusiv activitatea cu detailing-ul s-a închis. Pentru că nu sunt clienți, clienții, vă dați seama, stau în casă, deci aia e pusă în pauză momentan. Na, o să vedem pe viitor, sperăm să-și revină, sper să nu vină o criză de aia puternică după ce se întâmplă toată treaba asta, pentru că e posibil lumea să nu mai aibă bani, vine criza și o să fie belea cu locurile de muncă. Sincer, nu știu, trebuie găsit o alternativă, gen o țară nouă de explorat,
Acum na, rămâne de văzut, să vedem ce se întâmplă și putem să treacă valul ăsta, că te pune în cură, adică practic nu mai ce să mai faci. Adică banii încep din ce în ce să scadă și chiar așa se întâmplă, adică nu consum mult, să zicem că reduci cheltuielile, nu mai cheltuiești cum cheltuiai odată și îți cumperi doar strictul să mănânci și bineînțeles ceva să bei și tu apă sau un suc, așa. Dar tot e cruntă treaba, pentru că la un moment dat se termină fondurile și nu știu la ce să mă aștept. O să vedem pe stradă că o să înceapă lumea să fure. Pe bune, cred că următorul nivel, dacă lucrurile nu o să se schimbe în bine, o să vină statul cu vreo soluție, cred că o să vină și treaba asta, lumea o să înceapă să fure. Deci să fure, să spargă, să facă desfi, cred că o să ajungem la un haos total. Pentru că deja am văzut mici cazuri pe aici, cum lumea începe să iese, să iese de sub control, să o ia razna, lumea începe să simte criza, banii. Am auzit niște cazuri, că niște persoane au ieșit din, bine, nu foarte grav, din pușcărie, deci treaba e cruntă. Deci nici nu știu cum să ne mai izolăm, cum să mai stăm. Nu, e belea, dar sperăm să trecem totul cu bine. Hai să gândim pozitiv, că până la urmă au fost și lucruri mai grave în trecut, dar asta, ideea că e globală, nu e doar anumite porțiuni. Italia e închisă, practic Suceava, din câte am înțeles, și Suceava este închisă, este cel mai mare, în cele mai mari cazuri, spitale mi se pare că sunt închise. Nu știu ce să mă mai gândesc, adică văd grămadă de prostii la televizor, vă dați seama dacă am ajuns acum și ei precizează până de Paști, că până la Paști o să fie ceva așa, o explozie și după aia lucrurile ar trebui să revină. Suntem la aproape 150 de morți sau și mai bine 160 de morți, nu sunt mulți, luând în calcul. Suntem la, cred că la în jur de 500 de vindecați, nu știu, chiar 400 și ceva, aproape 500 de vindecați. Dar lucrurile o iau într-o direcție foarte, nu foarte excelentă, pentru că suntem acum la 4.000 și ceva de infectați, bineînțeles care sunt declarați, care sunt mare parte, că nu dai seama că statul nu o să treacă pe toți, pun așa un număr, random. Dar în altceva, nu știu, în China, s-a mai auzit un caz? Nu, pentru că statul nu a mai declarat nimic. Și la noi sunt cazuri care nu se declară, sunt multe chestii care nu se declară și e nașpa. Băi, nu știu ce să vă mai zic, vă mai arăt puțin peisajul, pe să vedeți cât e de, nu știu, arată ok, dar nu este bine, nu știu. Veniți și voi, ce faceți, cum v-ați izolat și ce la mine, vedeți, unde stau eu pe strada asta, nu prea mai iese nici lumea din casă, mai am un vecin care tot se plimbă puțin, face 5 metri, iese din curte și face 5 metri. N-ai unde să te mai deplasezi. Nu știu, pare totul foarte neplăcut, tot ce se întâmplă. Super, mega neplăcut. Nu știu, veniți ce spuneți. Este varianta doar să ne găsim un job online, un job foarte bine plătit, nu aplicați sau site-uri. Ori ne trebuie, din câte știu eu, joburile care le puteți găsi acasă sunt call center, la greu, practic call center, cum ar fi un fel de asistență, chestii de genul ăsta. Prea multe nu ai de făcut, sau să lucrezi la un magazin online pentru cineva. Multe, multe nu, sau încuiate. Ideea să nu stați foarte mult cu capul în monitoare, în laptopuri, în telefoane, pentru că o să vă afecteze ochii și pe aia o să fiți nevoiți să purtați ochelari și fiți foarte des, nu stați foarte mult. Încercați să faceți niște activități, că de câte o leacă de mișcare, dacă aveți posibilitatea să trecuți, mai ieșiți, mai faceți o leacă de mișcare, mai ce mai puteți să faceți ca activități, dacă stați în cazul meu la casă, mai curățați puțin verdeața, nu știu, adică, na, doar de-a curții poți să mai faci de acum. Dacă stai la bloc, nu ai prea multe de făcut. Ce te-a pus să faci curățenie în toată casa, nu știu. Da, până la urmă vine și Paștele, trebuie să te gândești. Oameni buni, cam asta am fost ce am fost să zic. Mai veniți și voi cu idei ce putem face în sezonul ăsta, ce joburi putem găsi, dar nu aplicații și site-uri, pentru că nu este nimic ca să ne acopere nou venitul. Nu știu, veniți și voi cu niște idei ce mai putem face, ce mai putem dezvolta în perioada asta. Eu vă salut, aveți grijă voi și vă mai las cu niște peisaje de aici din
curtea, de lângă curtea mea, să zicem, de pe lângă gardul meu, că altceva n-am ce să vă arăt. Și revenim. Să precizez că programul nostru de postat cu mașini, cu mașini de alte țări, va începe de mâine, pentru că weekendul l-am lăsat liber. Azi poate mai facem un vlog, nu se știe. Așa că am zis, de luni până vineri prezentăm. Nu știu, momentan nu m-am gândit la o țară momentan pentru mâine, probabil, nu știu, Italia, Irlanda, să vedem niște mașini cât costă și ce profituri putem face pe ele. Bineînțeles, pe cele de Irlanda, profitul nu poți să-l spui profit, pentru că e mașini cu volan invers, doar dacă îi s-o desmembrez. Așa că vom ne uita tot la niște țări europene momentan și pe aia o să ajungem și la Irlanda, ce-i drept. Bun, eu vă salut și vizionare plăcute! We'll be right back.